Salutare, dragi prieteni, și bine v-am regăsit. Primul episod de Pack Opening de când m-am întors din vacanță, nu și primele pack-uri pe care le-am deschis, pentru că am făcut deja vreo 3-4 live-uri și am rupt pack-urile la propriu. Pack-uri importante, 85x5, 85x10, 84x25, 85x20, o mulțime de pack-uri. Și sincer, a făcut plata, am luat un Mbappé, am luat și un Neymar, Team of the Season, evident, Mané, Team of the Season, o mână de Bellingham, chiar a făcut plata. Bine, să ziceți, moșule, e final de joc, contează mai puțin. Aveți dreptate, chiar și așa, bine că dă, mai bine mai târziu decât deloc. Ei bine, toată nebunia asta de pack opening în toată perioada asta unde drop rate-ul e la un alt nivel, pentru că da, FIFA 23, pre-order, atins ideea, cireașa de pe tort. Cireașa de pe tort, cel mai important pack, cel mai scump pack, numai puțin de 36 de tokens, 4 combinații de 9, vorbim de 94 plus Icon Moments Player Pick. E bine, și voi ați vrut pack-ul ăsta, voi ați hotărât, voi ați votat pe live-urile trecute. V-am întrebat ce vreți să vedeți pe episod, ne distrăm, e final de joc. Preferați 96 cu Team of the Season Plus, preferați Shapeshifter. Și pentru că sunt puține pack-uri de genul ăsta, în comunitate în general, lumea nu prea vrea să riște, ați votat 94 Plus, așa că vă dăm moșul 94 Plus. Deja 3 combinații gata, sigur mai am o mână de pack-uri să fie doar un pack, să fie prea scurt episodul, măcar acolo să fie 5, 6, 10, 20 de minute, jumătate vorbește moșul. Și da, ultima combinație deja pregătită, nu mai am niciun token, absolut niciun token, le-am consumat pe pack-uri. Și da, hai să dăm sumite, înainte de asta nu uitați de butonașe, dacă vă place genul ăsta de content, like, share, subscribe, bam, 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 i-am dat drumul, sumit, emoții, e drept, dar contează mai puțin. Ok, deci 36, am văzut animația, am zis că mamă, stai un pic, ceva nu e regulă, e 94 plus, Icon Moments, Player Pick. I-am dat bătaie. Și cum am spus, să nu fie chiar foarte scurt episodul, am mai pregătit o mână de pack-uri, 84, 82 plus, dar și 5, am făcut vreo 2 sau 3 pe ultimul live, live-ul de vineri, cred, de vineri? De vineri, da? Combinațiile astea, Brazilian, ăsta fii atent că mi l-a pus aici, să nu dau din greșeală că mă grăbesc, deci prima dată deschidem astea, Brazilian Campaign, practic îți dă un brazilian din toate combinațiile, eu am prins relativ bine, am prins, mă rog, high rate, Alisson sau unii am băgat încă o dată, vreo două ore Alisson și încă o mizere, hai să dăm drumul, luăm așa în ordine, hai, primul de cât e, de 84, bun, de putonar și am zis, și să-i dăm drumul, chestie, bă, ce să zic, luăm tot timpul high rate, Doamne ajută. Azi că e bine, băgam la SBC și acum 82, 82, da, e cu dată vino. O tot perioadă în care a făcut plata, al doilea val, pentru că am făcut o grămadă, nu mai am crescut deloc, nu a dat absolut nimic, așa că, da, probabil că loterie, fiecare cu norocul lui, chiar și așa, ce până ne facem cu resursele, fiind final de joc. Bine, eu mai aștept, am jucători high rated o grămadă, îl aștept pe grasul, vreau neapărat să fac pe grasul și, cum nu mi-l permit, Rodrigo, ok, nu semn, cum nu mi-l permit încă cash, așteptăm SBC-ul la final de august, cel mai probabil. Și da, Cavani, ok, we take it. Ne facem ceva resurse până când ajungem la cireașa. Care cireașa? De pe tort. Gaia, ok. Nu prea. Cam scârție. Ok. Nu-i nimic. Poate de acum încolo. Ce fac 90 plus? Din toate astea 20, cred că am vreo 20 ceva făcute. Știi ce? O să ia totuși așa. Chiar dacă e untradeable, mai fac un Brazilian shit sau cum se cheamă. Deci o să iau tot timpul high rated. Mamă! What? Adică, say what? E, nu e bine. 3 de 82? Haide mă, un walkout ceva? Uite că a venit. Asta trebuie să cer, trebuie să te mai plici de când în când. Mamă, dă și tu ceva, pac, și te lovește. Haide mă, hai, high rated. Oh, Savic, ok, merge. 82. Wow, Joa Felix, uite mă că a venit. A zis că unul am nevoie și a venit. Îl mai am o dată red. Bă, nu e un jucător, ok, chiar e un jucător mișto. L-am încercat, mai ales dacă e skill 5 cu 4. Mediu, nu e wow, dar se comportă ok, are și outside foot shot-ul. E ok, chiar e un card bun. Îl luăm. Bine, cel mai probabil să ajungă la un SPC la un moment dat, la un Icon sau ceva. Ok, deja e win-uț din asta de 82. No, atenție, nu de aici, de aici. Trebuie să ne dea ceva bun, mă, nu se joacă așa. Se joacă Electronic Arts cu noi. De fapt, se cam joacă. Maguire, îl luăm. Maguire. Am zis că vrea să vină la Barcelona.
Say what? Vine cu un demo și le nu-ți rola. True, true story. Hai, și... Da, ok, ok, dacă, ok, 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 we take it. Orice jucător high-rated, orice walkout e binevenit. Mike Nunn din nou. Bă, merge, bă, știi ce? Bă, eu sunt mulțumit, sincer. Eu sunt mulțumit, sincer. Ok, acum ăsta o să las la final. Ia să vedem, ăsta cu siguranță e untradeable. Sunt convins că e untradeable. Maguire, contează mai puțin. Uite, îl trimitem sus. Foden. Ia să vedem, Foden sus. Ok, bun. Și acum, hai să dăm în ele. Cel mai probabil o să și mai ignan și ce să mai prind de aici. Sunt veri convins că o să prind. Acum, Doamne, ajută la ceva bun, Vinicius. Mă, nici nu vreau Neymar, Vinicius, Vinicius îmi doresc. Probabil că o să intre din nou, pentru că e fără număr la brațele în campaign. Pune-te în toate resursele. Aia. Hai, dăm în mijloc. Sunt 5 bucăți acum. Și primul e... ok, ăsta e win. Sigur, eu îl am titular, îl am red pick și cel mai bun red pick pe care l-am avut anul ăsta. De ce cred că Son e mai win? Pentru că pe Son l-am avut la începutul jocului, exact în prima săptămână, și cred că te ajută mai mult Son la începutul jocului decât Marquinhos acum la final. Asta e părerea mea. Da, o să luăm pe Marquinhos. Ok, e win, clar e win. Marquinhos și Militao win, fără dubii. Nice, hai, Vini! Nu prea vine. Thiago Mendes, ok. Știi ce? Orice 90 plus, cred că e JJ. Nice. 1-2. Not bad. Hai. Bă, dar nu cobor în jos. Sus, mă. În sus. Sus. Mamă. Pe Casemiro mai am o dată. Dar cred că l-am 3... Nu, l-am de 2 ori. L-am și pe transfer. L-am dat tradable, o dată untradable. Dar îl iau. Nu contează. Îl băgăm la SBC. Aia zic, ia să vedem pe cine am la clubul ăla, în tradeable, da, pe ăla în tradeable. Și pe transfer listă la tradeable, chiar și așa e ok. Hai, tati. A, mă, că am început așa de bine și în loc să urcăm, coborăm în ceapa mamii lui de... Ok, Everton. La mergi pe Everton, nu-i nimic. Mai facem niște pack-uri de astea. Ok, ok, în tradeable, evident. L-am prins, pe Everton l-am prins data trecută. Am prins 2 de Alisson și în Everton. Deci avem vreo 8 făcute. Ok, cred că mâine, adică duminică, eu nu știu când, trag undeva la sâmbătă, luni o să-l postez, duminică oricum avem weekend league cu premiile, cred că duminică o să mai facem încă 2-3, vedem, fără număr. Hai, Brazilia în campaign, hai tati. Ultimul de ăsta, hai mă, dăm ceva. Bă, Firmino, știi ce, bobiță, nu e rău, bine că, acum, sigur, 5-5, hai, nice. Acum am opțiuni. De ce să min? Mi-a picat Bellingham acum de ultimul pack și joacă second sinem, însă e ok. Nu mă pot supăra pe Bobiță, băcat când a venit mai devreme în joc. Bun, dragii moșului, suntem la final de joc. Ce să zic? Ați cerut? Ați rupt pack-ul ăsta? L-am dat. Am puține emoții. E cel mai important pack din joc, 36 de tokens. În momentul de față, probabil că undeva prin august o să le arunce SBC-uri de astea, cum sunt acum nou pic, PP93+, o să fie PP94+, și o să băgăm resurse în el. Dar în momentul de față, ăsta e cel mai important. Acum, bă, în cel mai rău caz îmi dă un Garinci, îmi dă un Eusebiu, un ceva, adică să fie din luzul mic. Să nu prind numai Beckham și Barezi și Yashin și aia, că e nașpa situația. Mă gândesc măcar la un... aș vrea să văd Brazilia, dar Brazilia să fie acolo măcar un... Doamne ajută, Grasso, Pele, un Dinio. Un Dinio ar fi perfect, un Dinio sau un Ruud Gullit. Dinio sau Ruud Gullit ar fi JJ. Cruyff, fenomenal. Hai, Doamne ajută. Nu uitați de butonașe, dragilor, nu uitați de butonașe. I-am dat, mama, și transpirat. Ai transpirat că e cald la tine în studio, nu că ai emoții. Bă, chiar am, deși da, în luna august, da, am, la pack-ul ăsta am. Am muncit pentru tokenele, 50, mama lor. A plecat. Fără stat, revier, fără nimic, am dat din prima. Hai mă, curaj. A plecat, hai! Hai, unul bun, te rog. No, God, please, no, no! No! Oh no. Shit. Oh no. Dai de capul meu. Ok, Cafu e ok. Yashin e ok, dar e scund. Și eu l-am luat între timp și pe Michael. Best opțiune decentă. Mă, sincer, mi-aș fi dorit măcar un Ruud Gullit. Am zis, mama, dacă vine un Ruud... Și Garinci era ok, că îl vinea pe meu. Eusebiu era ok. Eluz, nu contează, mă. Best 4-4, mediu, mă, ăla nu-mi place deloc. Nu o să iau best, Baggio nu o să iau,
Yashin pare, care e faza cu Yashin? Yashin e cu dute vină, unii l-au băgat la SBC, vorbesc serios, unii l-au prins și l-au băgat la SBC pentru că, da, pe, slab pentru ei, în același timp Cafu arată bine, eu l-am pe Capita acolo, cred că o să ia totuși Cafu și o să-l încerc în locul lui Capita să vedem dacă e mai bun sau nu. Dăm un anchor pe el și încercăm. Cam low pe straight aggression, în schimb, cred că e cel mai smart. Da, o să luăm Cafu. Hai, luăm Cafu și ai. Best nu are rost, Cafu... Mă, da, pot să văd și cât costă? Nu, ar trebui să mă duc pe Footbin. Nu, mă, iau Cafu și ai. Ce se faci? Cât să fă, nu cât să fă. Da, fraților. Cam asta a fost pentru episodul de astăzi, ia să dau să mă intru o dată, overall not bad, puțin dezamăgit de pe cola, mamă, aș fi dorit un root holit, da, clar putea să dea mai bine, măcar un Garinche, un Eusebio, un root holit ar fi fost absolut fantastic, îl băcam endgame, chiar și pe Dinio, fan concept, îl băcam endgame, varianta lui Momoți chiar e ce trebuie, însă, na, nu a fost să fie. Da, oameni frumoși, cam atât pentru episodul de astăzi. Nu nimic, capul sus. Mai facem pay-uri, poate la un moment dat ne lovește și pe noi cu ceva bun. Până data viitoare. Peace.